abia se întâmplă imaginile momentului, coadă uriașă la mici, românii stau de dimineață, câte o oră să apuce patru mici cu muștar. Bună ziua, Roana, de ce stau oamenii la coadă? Ce explicații ți-au dat? Bun găsit, în principal stau la coadă pentru că au timp, dar și de poftă. Ceea ce vedeți dumneavoastră în spatele meu este doar coada de pe trotuar, pentru că sunt mulți alți clienți care așteaptă și în interior. Oamenii vor să cumpere atât mici gata preparați, cât și cruz pentru a-i pregăti singuri pe grătar. Cert este că se lucrează la capacitate maximă aici. Nici măcar proprietarul nu se aștepta la așa cerere mare astăzi. Chiar se teme să nu rămână cumva fără carne înainte de sfârșitul zilei. Am discutat mai devreme cu el și îmi spunea că dacă într-o zi obișnuită vindea cel mult 2000 de mici pe zi, astăzi se așteaptă să vândă până la 10.000 de mici. Totodată, timpul de livrare pentru comenzile telefonice a crescut de la 20 de minute la o oră și jumătate. Vă reamintesc că înainte de pandemie, la nivel național, se vindeau în jur de 30 de milioane de mici de 1 mai. Este de așteptat să înregistreze un consum similar și anul acesta, pentru că nu mai avem niciun fel de restricții sanitare.